o conferință de presă mai aparte, așa. Este ultima conferință de presă pe care Administrația Publică Locală Târgoviștean o organizează în acest an. Putem să spunem că nu a existat săptămână în anul 2023 în care Administrația Târgoviștean, de la Primăria Târgoviște, să nu facă o conferință de presă în care să supună atenție opiniei publice subiectele importante, cel puțin opinia noastră, din punct de vedere administrativ pentru comunitatea târgoviștană. Ca și scurte repere, așa, al unui bilanț pe anul 2023, în linii mari a fost un an bun pentru investițiile pe care le-am realizat în municipiul Târgoviște. A fost un an în care am finalizat proiecte cu finanțare europeană deosebit de importante și deosebit de utile, a spune eu. Aș menționa aici zona de mobilitate urbană și modernizarea transportului public local din Târgoviște, care spunem noi că a trecut la un alt nivel. Lucrul acesta fiind evident și dacă ne raportăm la numărul de utilizatori, care a crescut într-un an cu aproximativ 50%, ceea ce reprezintă un indicator important despre utilitatea acestui serviciu și noi sperăm ca în perioada următoare, odată cu achiziționarea a încă 21 de autobuze, de data aceasta electrice, a microbuzelor pe care le avem finanțate, să putem să discutăm de un sistem de transport public local de natură să răspundă cel mai exigente cerințe, nu numai în municipiul Târgoviște, dar și în zona urbană funcțională sau în zona periurbană. Aici, practic, realizându-se marele pas către și un trafic mai puțin aglomerat, pentru că utilizarea autobuzului în afara obiectivelor de scădere a poluării, are în vedere și această componentă pe zona de reducerea cotelor de trafic rutier. În afara acestui proiect, avem proiectele pe unitățile de învățământ care au fost implementate, străzile care au fost modernizate și reabilitate în anul 2023, peste 20 de kilometri de străzi în municipiul Târgoviște, făcând obiectul unor proiecte importante, finanțate principal din fonduri nerambursabile, și mă referi aici la fonduri europene, dar și la Programul Național Angel Salini, care este în curs de derulare în acest moment, dar mare parte din trama stradală avută în vedere de acest program a fost deja reabilitată. Mai avem undeva la 10-15% ca și intervenții pe acest proiect. Am continuat cu modernizarea și reabilitarea transportului public. Am continuat cu proiectele care au în vedere spațiile verzi și construirea de parcuri noi în municipiul Târgoviște, realizarea de parcări și cam toate componentele pe care mi le-am propus sunt fie în etapa de finalizare, fie în derulare în acest moment. O componentă importantă este cea avută în vedere de infrastructură educațională. Pentru prima dată, la nivelul municipiului Târgoviște, avem un proiect de dotări pe toate unitățile de învățământ din oraș. Practic, tot ceea ce s-a cerut se oferă. Lucrul acesta nu cred că s-a întâmplat niciodată. Este un proiect de peste 35 de milioane de lei, numai pe dotări, pe mobilier, dotări de laborator, echipamente digitale, pentru unitățile de învățământ din Târgoviște, proiect finanțat prin PNRR. Suntem în faza de încheiere a contractului de achiziție publică. În prima jumătate a anului viitor sper să putem să oferim toate echipamentele și dotările școlilor, grădinițelor, colegilor, liceilor din municipiul Târgoviște. Pentru că tot am vorbit de infrastructură educațională, parcurgem cea mai importantă etapă de modernizare pentru unitățile de învățământ din Târgoviște.
afara proiectelor deja finalizate, Matei Basarab, școala 8, lucrăm la școala 6, urmează să intre în modernizare Matei Voievod, Voievodul Mircea, Ion Ghica, Ivaj Rodulescu, școala 1, Vasile Cârlu, au cele două locații, școala numărul 2, Alexandru Popescu, Bulgăriei, școala numărul 9, Ionic Lomânșpe, foarte, foarte rapid, grădinița 2, grădinița 11, grădinița 3, grădinița 14 și sunt multe, multe, foarte multe de învățământ, foarte multe de învățământ, care urmează să fie reabilitate, modernizate, dotate, fie pe program operațional regional, deci pe fondurile europene, fie pe programul de consolidare antiseismic, fie pe PNRR. Deci sursele de finanțare sunt diferite.